Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută tare mult. A început în sfârșit sezonul 10, Mireasa. Casa au renovat-o, au aranjat alte canapele, au pus flori, să vedem cât o să țină. Sper să nu fie vreun concurent violent, cum am tot avut, și să strice decorul. E foarte frumos, chiar îmi place, măcar dacă era și în sezonul 2, când am participat eu așa frumoasă, nu am avut nici canapele rupte. Mie nu mi-a plăcut atunci cum arăta, dar cred că au citit și ei criticile care au fost aduse, cei din staff, bineînțeles, producătorii, și acum au aranjat frumos casa, chiar au adus și o prezentatoare nouă pentru câteva zile. Eu, e prima oară când o văd pe Mirela Vaida, parcă o cheamă, am auzit de ea, dar nu am văzut-o prezentă nimica, n-am văzut primul sezon, nu l-am văzut, e foarte bună, nici nu mă așteptam să fie așa bună, serios, e foarte bună, dar tot o prefer pe Simona Gherghe, pentru că o cunosc, nu știu dacă o cunosc, o cunosc. Au adus și 8 fete și 8 băieți și 5 mame. Am văzut și camerele, toată casa am văzut-o, bineînțeles, că ne-au fost prezentată, frumos, foarte frumos, super. Și reguli noi, am văzut că au pus reguli noi, dar o să vorbim mai târziu despre aceste reguli. Era și cazul să aducă ceva nou, pentru că ne plictisisem de același lucru în fiecare sezon. Așa că să urmărim fetele. Prima fată, Ionela, 25 de ani, din Iași și blonduță, frumușică, destul de înaltă. Bineînțeles, fiecare fată a venit cu visele ei, cu pretențiile de băieți, cam aceleași lucruri au spus fiecare, deci nu intru în amănunte. Mi-a plăcut de ea, la prima vedere, bineînțeles. A doua oară, Luca, 24 de ani, din Timișoara, bănățeancă de-abia. E brunetă de data asta, dar are un copil. Asta s-ar putea să fie pentru că băieților nu le plac femeile cu copil, dar nu e o regulă. Ați văzut sezonul 7, a și câștigat, s-a și căsătorit, sunt foarte bine. Maria, cu copil. Apoi Diana, acum toate își zic Diana, din București, are 24 de ani, frumușică și ea. Încă o fată, Tess, și că e tătăroaică din Constanța, din Dobrogea. Am locuit în Constanța și am văzut multe fete care apă acolo, 23 de ani. Frumușică și ea. Ana din Arad, bănățeancă, altă bănățeancă, 25 de ani, dar stă în Belgia. Stau în Belgia și au venit să se mărite în România. Bine, toate o dau înainte că bărbații din România sunt cei mai grozavi. Nu e chiar așa, să știți, nu e chiar așa. Chiar nu este. Dar la televizor așa au fost învățați să spună. Bineînțeles că le spune ce să zică. Pentru că așa mi-a spus și mie. Așa a spus și la ceilalți. Să știți că toți au venit pentru Marele Premiu. N-a venit niciunul cu iubiri de nota 10 și cu toate alea. Alea așa de vrăjeala. Toți cred că ne-am dat seama. Ramona din Hunedoara, din Petroșani, 24 de ani, frumușică și ea. Cassandra, și asta e din Belgia, dar s-a mutat la Buzău. Belgia, Buzău, ea știe, are 30 de ani. 30 de ani, dacă n-o să fie vreun băiat cam la vârsta ei sau mai mare, nu știu câte șanse o să aibă, dar nici asta nu e o regulă, pentru că sunt și băieți care preferă fetele. Andrada, iar Andrada, a mai fost una în sezonul trecut, nu mi-a plăcut de ea, dar aceasta e ardeleancă, din Arad, frumușică și ea. Așa că astea sunt fetele. Fetele care vor sta cu mamele. Da. Și se vor certa, cum scria undeva, că o să ajungă să certe pe Crembuș. O să se certe, o să vedeți. La început, întotdeauna e lapte și miere. Bine, ei se cunosc deja, că au stat câteva zile cazați undeva. Cum și eu am cunoscut cu băieții, noi asta, mamele cu băieții, am cunoscut. Dar la început
toată lumea fericită, toată lumea perfectă, după aceea o să vedem noi, machiate, îmbrăcate în alb. Chiar mi-a plăcut lucrul acesta. Una parcă avea o rochiță mai gri așa, dar restul toate îmbrăcate în alb. Mi-a plăcut extraordinar. Mi-mi place culoarea albă foarte mult, chiar s-a adepta culorii. Și casa mea, care vedeți în spate, aici e curtea, e tot în alb zugrăvit, așa că sunt foarte, foarte fericită când văd alb, alb. Deci, la prima vedere, mi-au plăcut fetele. Mi-a plăcut și cea cu copilul, nu-i copilul de vină. Chiar le-aș dori la fiecare. Cum spunea Mirela, vai, dacă ar vrea să fie 10 nunți, să ia Dumnezeu să fie 10 nunți, pentru că nu strică nimica. De ce ar strica? Mai câștigă și stafful un ban, pentru că asta face, pentru asta sunt organizate aceste concursuri, pentru a câștiga stafful. Și mai câștigă și concurenții, nu toți, nu toți. Ei au salari, sunt plătiți. Nu stau degeaba pe acolo. Și mamele. Și mamele sunt plătite și concurenții sunt plătiți. Am înțeles că negociază, nu știu, eu n-am știut când am intrat că se poate negocia sau poate atunci nu se putea negocia, dar dacă negociază e foarte bine, chiar e foarte bine. Și acum băieții, primul băiat Ștefan, da, a venit cu mama Marinela, 23 de ani, cam micuț, cam micuț, vine din Italia, chiar vorbea română cu accent italian, dar el normal e din Bacău. A și spus că are 1,78 m și cam în jur de 72 de kg. Nu toți au spus, dar el a spus. Al doilea, Alexandru, 27 de ani, o să împlinească pe 8 august, chiar a spus, vine din Republica Moldova. Chiar mă bucur că nu mai sunt fete din Republica Moldova, nu că aș avea ceva cu țara, eu am prieteni aici în Republica Moldova foarte multe, doar că ați văzut ce au făcut cu băieții asta, de asta. Toate, toate au făcut la fel. Foarte înalt, 1,83 m. Mama lui cică a murit. Apoi Ionuț cu mătușa Mioara din Ilfov, dar nici el nu are mamă, că l-a părăsit, zice. Frumșel și Ionuț. Mihai, cel mai tânăr, 22 de ani. Frumșel și el, singur. Sorin cel mai mare, 30 de ani, a venit cu mama Ana, e din Drobeta Turnul Severin, foarte aproape de Băile Herculane. Eu mă duc când mă duc, acum nu mai mă duc, când eram acasă, mă duceam foarte des în Drobeta Turnul Severin. Bogdan și el tânăr, 23 de ani, a venit cu doamna Mariana, o prietenă, care e din București, așa, care a specificat că a vrut, a venit și că ar vrea să se mărite, chiar zicea Mirela, vai, dacă o să o măritem și o să fie nuntă dublă și tot ce mai bătea câmpii, uite-te că cu ocazia asta bate și vântul și mi-a părul, numai cât m-am aranjat, dar ce poți să te pui cu vântul, nu poți să te pui cu vântul, forțele naturii, nu putem să ne punem cu el. Înalt și acest băiețel, 1,80 m, la 74 de kg, înalt mâltuț, și Gabriel, 28 de ani, cu mama Ioana, simpatică, frumușică, tare, din Drăgășani. Din Drăgășani, de unde-i vinul? 1,90 m, cel mai înalt băiat. Frumușii băieți, la prima vedere chiar îmi plac, vreau să le văd și caracterele, toți ambițioși, toți cu speranțe mari, chiar cel mai tânăr spunea că vrea familie. Da? Da. Eu cunosc oameni care s-au căsătorit, bărbați, zic, la 22 de ani și au făcut copii, familie și au trăit până când a murit unul din ei. Chiar el a murit. Cineva de la mine din oraș. Așa că se poate. Și acum să vorbim puțin despre noutăți, da? Ci că au adus o ispită în casă sau o să o aducă, dar e secretă, care o să amestece prin cupluri, o să strice tot, sau e una dintre fete, sau o să o aducă pe parcurs. Da. Dar acea ispită s-ar putea îndrăgosti de unul dintre băieți și s-ar putea și căsători. Nu știm încă, bine, noi nu știm și concurenții, dar staful știe, bineînțeles. Apoi, altă noutate, că au telefon în fiecare casă, au câte un telefon, dar nu răspunde la el decât doar mirii săptămânii. Așa că o să fie bătălie pentru a fi mirele săptămânii doar aceștia. Răspund la telefon. În rest, nu. Nu. Iar există și un buton roșu, l-am văzut, așa ca la... cum zice, România au talent, cam așa ceva, e al foștilor concurenți, cică, acel buton roșu, e al foștilor concurenți și acest, cine îl apasă sau cam așa ceva, dacă am înțeles-o, hotărăsc, foștii concurenți hotărăsc care cuplu o să intre direct în finală, care nu o să fie eliminat,
Asta e bun. Chiar îmi place, îmi place, îmi place tot. Îmi place tot, toate noutățile. Dar nu o să fie de la început până o să înceapă să se formeze cuplul în câteva săptămâni, aș fi spus. Da. 3-4 săptămâni și nici telefonul nu o să fie disponibil până când nici n-a început. Abia prima zi a fost prezentarea concurenților. Am văzut și mamele au venit să vadă fetele, s-au uitat la ele, chiar a fost invitate de Mirela Vaide, uitați-vă la fete și spuneți așa aproximativ că ce și-ar dori băiatul. Fiecare au spus, fiecare și-au ales câte o fată. Așa ne-a întrebat și pe noi și eu am ales-o pe Lorena pentru că era vegană, pentru că așa m-am înțeles cu băiatul, ne duce la fată vegană. Dar din păcate zic, pentru că am îndrăgit-o foarte tare, dar el nu. Asta e. Cam atâta despre prezentarea noilor concurenții. Cu timp o să le învăț și numele. Deocamdată n-am învățat niciun nume, nici n-am cum. M-am uitat, am văzut emisiunea toată. Și o să mă uit și mâine. Cam atât am avut pentru azi. Vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!